Salutare, oameni buni! Bine ați venit la o nouă mini-serie, ceva de genul ăsta. Inter Miami, de ce Messi, oare? Și antrenor, cine este? Nea Mirciu. Că na, cine să-l antreneze pe Messi dacă nu unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului? Mircea Lucescu vine antrenor la Inter Miami să-l antreneze, nu-i așa, pe Messi. Iată aici, Messi în centrul echipei. Și hai să vedem și restul echipei. Ce avem noi pe aici? Drake, îl cheamă Drake, extraordinar. Și pe ăsta CJ, bă, CJ și Drake, extraordinar. În apărare avem pe Leandro González Pires, care este împrumutat. Cel mai bun fundaș al nostru și e împrumutat, pe bune, chiar în halul ăsta. Hai să-l aducem înapoi pentru 174.000, e ok, îl aducem înapoi. Ian Fry, slăbuț ăsta, dar e tânăr. Cinstit, un jucător cinstit, acest Cristos. Bun, CDM, ce avem în echipă CDM? Avem 4 la număr. Pe Gregor, brazilianul Gregor, bun, cu fizic, cu defending. Winger pe partea stângă, ce avem? 3 jucători la număr, Robert Taylor, finlandez, that's random, Ascona și cu Robinson, Robbie Robinson. Mamă, toți 3 sunt foarte slabi. Mijlocaș central avem numai unul singur, pe Jean Mota, care pare foarte bun ăsta. Right winger, ce avem right winger? Jean și cu Valencia. Slabi amândoi, rău de tot. Și atacanți, îl avem pe Josef Martinez, 28 de ani. Nu știu dacă poate juca în bandă, dar probabil să fie rezerva lui Messi. Și în rest, numai gloabe. Bugetul la Miami este de 32 de milioane, un buget mare. Să vedem ce putem noi să îmbunătățim aici. Politica de transferuri va fi simplă la această echipă. Băieți, jucători bătrâni, jucători liberi de contract sau academie dacă avem ceva. Dar m-am uitat și n-avem nimica. Pedro, care a jucat la Barcelona alături de Messi, și putem să reîntregim așa ușor, să facem o mini Barcelona, așa un azil. O să încerc un 4 milioane la jumătate și nu vrea. Prea puțin. Alt jucător cu care Messi a jucat, Cesc Fabregas. O să oferim 1 milion pentru Fabregas. O sumă cinstită, vor însă un schimb, îl vor pe McVay. Bine, mă, mai scutim 500 de mii, luați-l pe McVay, luați-l de aici, Nea Mirciu negociază aici, expert în negocieri. Asta vedem, are un salariu extrem de mic, 3.000, o să îl mărim aici, vine în MLS totuși, și dăm și 200 de mii la semnătură, 5.000 salariu pe săptămână și Fabregas vine la echipă, Nea Mirciu, fericit, iată-l aici ce zâmbește Nea Mirciu. Bă, l-avem noi pe Josef Martinez, bă, dar el nu e, dar Florin Tănase e și este liber de contract și se încadrează la politica de transferuri. Hai, Florine, tată, cât vrei, mă, tu salariu? Cât să vrea, mă, Florin Tănase? 7.000 plus 150.000 la semnătură, eu zic că e o ofertă bună. Dacă mă întrebați pe mine și este rezonabil. Și vine Florin Tănase să fie rezerva lui Messi. O altă veche cunoștință a lui Messi, un alt fost jucător la Barcelona, Claudio Bravo. Messi dictează aici și aduce foștii colegi. Un salariu cam mărișor, dar la 25 de clean sheet-uri 390.000 de euro. Eu zic că e ok, dar hai să scoatem totuși bonusul. Să ceară mai mult salariu, e mai ok. Cere cam multicel în plus, da, e ok. Aproape 9.000. 55.000 la semnătură. Bine ai venit, Claudio Bravo, la echipă, Nea Mirciu, fericit cu noul lui transfer. Mă rog, al lui Messi, nu al lui Nea Mirciu. Nea Mirciu e doar aici, așa, de fațadă. Trebuie să întărim și apărarea, bă, și vreau să o facem cu nimeni altul decât Pepe, dușmanul lui Messi. Aici Nea Mirciu s-a băgat și a zis, băi, ia stai așa, vreau și un fundaș, Pepe. Va veni oare la echipă? Să vedem. Cota la 4.600.000, Pepe. O să încercăm să luăm un pic mai ieftin, la un 3.900.000. Eu zic că e ok, o sumă bună, cinstită, 6 milioane plus 5% dintr-un viitor transfer. O să las ea 5% că mi se pare funny. 5 milioane, ia ziceți, băieții mei. 5 milioane și 5% dintr-un viitor transfer. Ia, ce vrea? La 15 clean sheet-uri 200.000, 55.000 la semnătură, 8.400 pe săptămână salariul. Acceptăm și Pepe este următorul transfer al echipei. Bine ai venit, Pepe! Echipa asta arată din ce în ce mai bine, bă, cu bătrânei noștri aici, tată, cu Messi, cu Fabregas, cu Pepe, cu Bravo în poartă și evident Florin Tănase aici, ia uite-le. Deja vine și prima ofertă pentru un jucător de al nostru, pentru Rodolfo Pizarro. O să-l dăm
Pentru Gregor s-a plătit clauza de reziliere, 4.300.000. Bun, o să-l dăm și pe Gregor. S-a mai plătit o clauză de reziliere pentru Robbie Robinson, 1.150.000. Va pleca și el. Bun, dar trebuie să ne grăbim cu acest transfer. Fellaini este ofertat de altă echipă și îl vrem și noi. Îl vrea Toulouse, îl vrem noi. 34 de ani pentru Fellaini, încă stă binișor băiatul nostru. Îl vor pe campania la schimb. Bine, frate, perfect, scăpăm gratis. Ia uite-o pe Fellaini, mă, vă era mă dor de el să-i vedeți freza aia glorioasă. Ia uite-l, tată. O să încercăm să-i dăm mai puțin aici. Îi dăm 200.000 la semnătură și 15.000 salariu. Să vedem ce aici e Fellaini. Și este rezonabil pe salariu mai mic, dar cu un signing bonus mai mare. Hai să încercăm să luăm din nou pe Pedro. De data asta să sperăm că nu mai dăm kicks. Ar fi trist, sincer. Chiar avem nevoie de winger neapărat în echipă. Cota la 1.000.000, încercăm să luăm la 6.700.000. Haide să vedem, 7.100.000, 6.000.000, hai cu 6.800.000, mai mărim un pic oferta și acceptă până la urmă cei de la Lazio. 36.000, deja se măresc salariile aici, se cere mult, la 10 goluri 490.000, o să scoatem ăla, poate cere salariu mai mare, dar nu cere, perfect, 36.000 pe săptămână salariu pentru Pedro și se reunește brigada, băieți, cu Messi acolo, foarte frumos. Bine ai venit, Pedro. Ia uite, a venit Messi să-l vadă acolo cu Pepe. Au venit băieții să-l vadă pe Pedro. Salut, frate. Ce mai mă știi? Uite, îți dădea la picioare, a zis Messi. Ofertă pentru Stefanelli, un cam al nostru, 1.750.000 la Herenveen, acceptăm și pe asta. Ne trebuie neapărat și un left winger, băieți, și Eden Hazard mi se pare perfect pentru... Băi, ar fi perfect transferul ăsta. Mi se pare atât de potrivit acest transfer, mai potrivit decât cel al lui Messi aici, mai potrivit decât oricare transfer pe care l-am făcut până acum. Pe final de carieră, nu prea mai pasă prea tare de fotbal, o să încercăm să-l aducem. Mai avem 20.000.000 tot bugetul, deci trebuie să o gândim cumva pe asta, să-l scoatem ieftin. O să dăm probabil o clauză la vânzare de 25% plus 14.000.000. Ce ziceți, măi, băieți? 25.000.000 plus 5% și 25% dintr-un viitor transfer. Te rog eu frumos, Ancelotti, nu fi scârbă și așa nu-l joci. Și o să se gândească. Aaa, ne lasă în suspans. Ne lasă cu ochii în soare, Ancelotti. Mai sunt 3 ore. E rău, e rău. Mai încercăm un transfer. La Hazard aparent nu o să ne accepte momentan. Nainggolan este cotat foarte, foarte jos. La 1.500.000, ceva de genul acesta. Și o să încercăm să-l luăm de la Spal. A, vor și ăștia un schimb, dar nu-l dau pe Arroyo ăla, că după aia nu mai avem rezervă. Nu pot să dau așa, îmi pare rău. 1.000.000, 1.100.000. Bine, mă, luați 1.100.000. Luați 1.100.000, dați-mi-l pe Nainggolan, vă rog frumos. 98.000 la semnătură. Hai să vedem ce zice Nainggolan. Rezonabil și încă un transfer la echipă. Păcat de Hazard. Mai avem o soluție de avarie. Cristian Teo, care la fel a jucat cu Messi la Barça. Chiar nu știu cât aș putea să ofer pentru acesta. O să ofer 6.000.000. Poate este o ofertă bună, poate nu, și acceptă din prima. S-ar putea să fie mult, dar nu avem ce face. Ne trebuie neapărat un left winger. Nu-mi zice cât să-i dau, mă lasă la ghici. Îi dau un salariu mai mare. Chiar n-am ce să fac, o să joc la risc aici. Chiar n-am ce să fac. Și 200.000 la semnătură. 20.000, 200.000 la semnătură. Cred că e ok și este acceptabil și vine Teo la echipă și ne-am rezolvat și left winger-ul, băieți. Perfect, bine ai venit, Teo. Nu e Hazard, dar e ok. Ia să vedem. Hai, dăm la Corazon, că am dat prea mult pe el. Nu e așa că am dat prea mult. Ah, wow, chiar l-am luat bine. Wow. Mamă, ce noroc am avut, Doamne, ce noroc am avut, însă are o viteză uluitoare, shooting, passing, pace, dribbling, tot ce trebuie. 76 overall pentru acesta, așa arată atacul nostru cu Teo, Messi, Pedro, Fabregas acolo, Fellaini, Jean Mota, Negri, Pepe, Cristos aici sau nu, González Pires. Și Yedlin și Bravo în poartă. Și perioada de transferuri se încheie, băieți. Am câștigat toate cele 3 meciuri amicale pe care le-am avut. 3-1, 1-0, 1-0. Bun. Primul meci din MLS. E prima dată când fac o carieră în MLS, ca idee. Shaqiri la ăștia la Chicago. Bă, ești nebun? Ia uite, tată, că dăm de Shaqiri aici. Ia uite străzile din Miami aici. Ce frumusețe, Doamne. Începe sezonul de MLS, băieții. Haide, tată, să vedem. Chiar sunt tare, tare curios de ce ne așteaptă aici. Negri acum pasează acolo în bandă către Cristian Teo. Și acum este Nainggolan care îl găsește pe Messi. Prima atingere a lui Messi în Premier League, Doamne. În MLS este gol.
Îi prinde lui Messi aerul de America. Cam sexos aici, dacă mă întrebați pe mine. Foarte frumos. Și este primul gol al lui Messi în MLS după pasa lui Raja Nainggolan. Trece, șutează, frumos, 1-0. Shaqiri. Serdan Shaqiri pasează către Selassie. Bună minge și este 1-1. Egalați rapid, Camaran scrie. Apărarea noastră de bunici nu și-a făcut treaba. Navarro pasează, este acolo Pepe. Nu, Pepe trebuie depășit și este 2-1 pentru Chicago. Se îngreunează meciul, Shaqiri înscrie pentru 2-1. Chicago întoarce scorul, băieți. Vremuri grele aici. Shaqiri este omul de bază aici. Oh, ce centrare! Gafa lui Bravo își bagă mingea în poartă, tata. I-a dat mâinile peste cap, lovitura de cap a lui Camara. Mingea în față către Pedro și acum este Messi la balon. Messi către Mota. Mota către Tănase. Tănase! Este gol, dar prea târziu, din păcate. Prea târziu, din păcate. 2-3 pentru Chicago în continuare, minutul 92. Tănase înscrie și el la debut. Extraordinar, frumoasă pasa lui Mota acolo. Și decarul, adevăratul decar, înscrie, vă băieți. Dar din păcate este 3-2 și a fost ultima fază a meciului. Pierdem meciul de debut aici la Inter Miami. Suntem pe locul 7 aici în conferința de Est, după cum puteți vedea. 7, cred că duce în play-off locul 7, ceea ce e foarte bine. N-am avut un sezon foarte bun până acum în prima jumătate, dar abia acum urmează greul, ce-i drept. Tănase are 8 goluri și 5 asisturi, mai multe contribuții decât Messi și o medie mai bună decât a lui Messi, extraordinar în această primă jumătate. Pedro are doar un meci, cel pe care l-am jucat noi. Ah, wow. Neamirciu joacă pe Tănase. Superb. Am terminat pe locul 6, băieți, după cum puteți vedea aici, deasupra celor de la DC United, 52 de puncte, 16 victorii, 4 egaluri și 14 înfrângeri. Am pierdut mult, dar suntem în play-off și am picat cu Red Bull New York. Hai să vedem primul meci din play-off, bă, cu Red Bull New York. Ce au ăștia? Cunoaștem pe cineva de aici? Ofori Morgan, Van Zeir, habar n-am. Noi jucăm cu echipa asta. Cea mai bună. Încercăm să câștigăm play-off-ul, băieți. Aici nu contează dacă termin pe primul loc în campionat. Trebuie să câștigi play-off-ul. Sistem american. Na, clasic. O, Pepe acolo, fantastic. Interceptează, vine și recuperează ca un zeu adevărat. Și Morgan în careu, Pirez, fantastic, scoate mingea și acum Messi poate pleca la contraatac, îi pasează lui Pedro. Pedro care se duce destul de lent, dar totuși pleacă, mă, el. Că e șmecher, mă, e Pedro, tată. Hai, Pedro, de unul singur șut în blocaj. Dar recuperăm Messi! Nu e Messi, e Pedro, noarul nostru. Bine, Pedro înscrie până la urmă, 1-0. Bun, Pirez, Fellaini greșește. Pericol, scapă, Van Zeir lobează și este, mamă, iar suntem egalați rapid. Exact ca în primul meci al sezonului, minunat, Doamne ferește. Pedro la balon către Messi, Messi driblează. Messi, din păcate, balonul rămâne la minge, bravo Messi, către Pedro. Pedro acolo către Nainggolan cu șutul, scoate al dracu și avem corner, bate Messi. Hai Messi că pună bine. E Fellaini acolo, dar mingea se duce spre lovitura de cap. Nu știu cine a fost, dar a dat-o bine, rău de tot. Fellaini la cap. Pedro la minge. Pedro cu o pasă spre Messi. Interceptează bine însă fundașul advers. Fellaini, fantastic, pune piciorul și Pedro acum poate să-l lanseze pe Messi. Messi n-are voie să rateze de aici. E Messi și este gol, băieți. Pasează la Teo. Teion careu către Mota, fantastică pasă, Tănase, dă și el gol, bă, tată, bă, bine, bă, Tănase, bă, extraordinar, românul nostru marchează în play-off-ul din MLS, frumos. Bine, Mota, foarte bine, Tănase către Messi se duce acolo spre 4-1, Messi înscrie încă un gol, bravo, Messi, bravo, tată. Extraordinar înscrie Messi din pasa lui Tănase și amândoi au 18 goluri în acest sezon.
Aoleu, este gol. Doamne, ce prost a sărit fundașul nostru. Sau cine a fost ăla, nu știu sigur. Dar în contratimp total cu balonul. Groaznic, numărul 5. Fai de cam, ce mizerie. Final de meci, mă! Câștigăm și mergem mai departe în play-off. Hai să vedem cine așteaptă pe noi mai departe. Să vedem cine este omul meciului în această partidă. Messi sau Tănase? Ce ziceți? Eu zic că este Messi. Tănase oricum un meci bun, gol și pasă de gol. Messi două goluri, Pedro gol și pasă de gol. Mota și Fabregas au dat celelalte două asisturi. Meci cu DC United mai departe. Vom simula această partidă. 2-1, riscant. Am luat gol pe final. Teo și Tănase aduc victoria. Teo a luat roșu, ai mă pe bune. Suntem în semifinale, am picat cu Orlando City. În cealaltă semifinală, Dallas cu Colorado Rapids, ceva. Vom simula la fel ca mai devreme și în semifinală. Ia să vedem, Messi acolo, pasă în bandă, frumos, gol mă! Pedro înscrie minutul 11 al meciului. Pedro deschide scorul pentru echipa noastră. Și un șut pentru Orlando City, după cum puteți vedea. Hai, vreau și eu un 2-0 să stăm liniștiți, vă rog, dar pare să fie un contraatac pentru Orlando și este golul lui Cara. Recuperăm, hai să vedem faza asta, poate funcționează bine. Messi în careu și este golul lui Leo Messi, bravo Messică. Cam nedrept, Tănase, cred că a fost ceva bară acolo. Tănase din nou și este gol și gata, tată, s-a terminat. S-a terminat 3-1, hai să vedem rezultatul final. 3-1, Tănase, Messi și Pedro aduc victoria. Suntem în finală, bă băieți, putem câștiga trofeul din primul sezon. Superb! Haideți să vedem finala cu Dallas, băieți. Să vedem dacă reușim să câștigăm acest trofeu din primul sezon. Ce au ăștia pe aici? Jimenez, Velasco, Farfan, nu știu cine-s băieții ăștia. Noi jucăm cu această echipă minunată, Tănase, Pedro și Messi în atac. PTM! PTM! Iată, s-au strâns băieții să-l vadă pe Messi sau pe Tănase. Depinde. Mingea acolo oficială pentru această finală și uite și trofeu. Mamă, ce trofeu frumos au ăștia. Bun acolo, Fellaini, ce recuperare bună. Și acum este Pedro la balon. Pedro trebuie să controleze bine mingea, are noroc și rămâne la balon. Fabregas cu o pasă peste, superbă, către Leo Messi cu pământul. Paes reușește să blocheze. Yedlin pasă către Fellaini și acum Raja Nainggolan la balon. Faulta din spate foarte urât și doamna arbitru îi dă cartonașul roșu. Într-o finală să faci asta, ți-ar măta dracu de prost. Către Leo Messi, Leo Messi. Messi minge înspre Negri, acolo Messi către ele minge, asta Messi! Execută Leo Messi, excepțional! Înscrie pentru 1-0 în această finală de MLS. Lovitură de la colț pentru Dallas. Cu capul Pepe, foarte bine. Și acum este Letget. Când ai bani de la Anglie, ce ții? Na. Olo Jimenez șutează, bravo! Respinge direct în șutul lui Velasco și este 1-1. Să vă aduc aminte că avem un om în plus în teren. Lin cu o pasă spre Martinez și acum este Messi la balon. Aruncă mingea asta superb către Martinez. Liber în care nu se... Ba se poate, mă! Ba se poate, mă! Este gol! Înscriem rapid după golul încasat. Este golul extraordinar al lui... Who's that guy? Cine dracu a dat? Numărul 7. Mota? E Jean Mota? Cred că Jean Mota este. Da, Jean Mota înscrie. Bravo, Mota. Și să nu îi lăsăm să scape. Ăștia pot fi periculoși chiar și cu un om în minus în teren. Tomasi n-a fost offside acolo. Jimenez scapă, Jimenez. Bine, băieții. Nu e bine. Jimenez scapă și este 2-2. Bă, mă lași. Jimenez înscrie incredibil. O să intre Jean, alt Jean, în locul lui Nainggolan. Hai băieți, bă, nu se poate, luăm gol încă o dată, este 2-2 cu un om în minus pentru ăștia în teren. Pericol aici, pericol mare, se prelungește prea mult meciul ăsta și este lovitură liberă, aoleu. Nu te cred, dacă știu ăștia să execute e dusă, e belită rău de tot. Dar pasează oare sau șutează, ce fac ăștia, șutează și este bar acolo și este o ratare uriașă, mamă. Era să o comitem rău de tot aici. O bară de nicăieri și haideți
Să vedem penaltiuri. Avem executanți mai buni. Martinez este primul nostru executant. Hai, Martinez. Te rog frumos, Martinez înscrie. Bravo. Martinez dă gol și acum este Jimenez versus Claudio. Bravo! Apără cu picioarele! Bravo! Extraordinar! Leo Messi la penaltiuri. Ne temem un pic, dar nu-i nicio... Ba, e o problemă. Messi ratează la penalti. Nu se poate așa ceva. Și... Wow, alo, ce execuție, Iisuse Hristoase! Este acum Jean Mota. Jean Mota ratează și el. Nu se poate. Bă, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos, este gol. Aoleu. Dăm choke la penalti, o să dăm pe jumate mingea asta. Hai, Jane. Jane, Jane. Și este penaltiul decisiv. Probabil este gol și pierdem. Nu se poate așa ceva. Pierde, bă. Nu se poate așa ceva. Pierdem la penaltiuri cu un om în plus în teren. Fantastic. Ratăm penaltiuri după penaltiuri. Și Dallas ne ia fața, bă. Pierdem din păcate trofeul. Messi ratează trofeul în primul sezon. La penaltiuri unde și ratează. Sezonul 2 vine cândva. Like dacă vreți sezonul 2. Să-l vedeți pe Messi ridicând. Poate în anul 2 va juca mai bine Messi aici. N-a fost să fie în primul an, dar dați-mi idei de transferuri, spuneți-mi ce să fac în sezonul 2 și dați like acolo neapărat. Ne auzim data viitoare, vă pup și vă mulțumesc pentru atenție. Pa!